prima scrisoare a Apostolului Pavel către Corinteni pune din start destule probleme serioase. Înțelepciunea lumii versus înțelepciunea lui Dumnezeu, unitate versus dezbinări, tipurile de oameni în relația lor cu Scriptura, lucrarea și rodnicia creștină și răsplătirile în consecință și așa mai departe. Data trecută ne-am uitat peste capitolul 3 pe care l-am putea concluziona astfel. Concepția despre Dumnezeu determină slujirea creștină. Cu cât adică mai corectă concepția, cu atât mai rodnică slujirea. Capitolul 4, la care privim azi, ne îndreptățește să-l sintetizăm printr-o teză oarecum similară. Caracterul slujitorilor lui Hristos determină conduita creștină. Așa cum toți creștinii sunt chemați să fie slujitori, indiferent că ies sau nu dintr-o poziție formală, la fel modul nostru de a gândi, valorile și principiile noastre influențează atât comportamentul nostru, cât și interacțiunile cu ceilalți. Creștinii sunt administratori ai harului lui Dumnezeu, care, slujindu-L pe Hristos, îi slujesc pe semeni. Iar prima datorie a unui administrator este credincioșia față de proprietar și față de slujba sa. Asta înseamnă că trebuie să fii gata oricând să dai socoteală, cinstit și liniștit, înaintea oricărei instanțe de judecată posibile, fie propria conștiință, fie opinia publică, fie vreun tribunal omenesc sau însuși Dumnezeu. Sigur, între acestea, cea mai importantă, de fapt singura care contează cu adevărat, este instanța divină. La scaunul de judecată a lui Hristos vor compărea doar credincioșii și fiecare va fi evaluat în ce privește credincioșia administrării sale. Toate posesiunile noastre fizice, trupurile noastre, resursele noastre materiale, tot ce avem, aceste lucruri vor fi aduse la judecată. A fi un administrator credincios este un lucru foarte important. Pe de altă parte, natura umană ne determină să ne judecăm adesea excesiv de aspru, pe noi înșine și adesea unii pe alții. La urma urmei, Dumnezeu dorește ca noi să prețuim opinia și decizia Lui în ce ne privește. Orice ni s-ar părea că deținem, talente, capacități, resurse, proprietăți și așa mai departe, toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu și asta ar trebui să ne tempereze, să ne mulțumească pe deplin și să ne facă recunoscători și mai smeriți. Apropo, vom afla data viitoare unde pot duce mândria și orbirea spirituală. Privind puțin și înapoi concluziv, am putea spune că în aceste două capitole, 3 și 4 din 1 Corinteni, Apostolul radiografiază slujirea Evangheliei și ne învață ce este și cum lucrează un slujitor al Evangheliei și cum ar trebui biserica să-l privească. Pavel ne-a arătat câteva tipuri de lucrători. În capitolul 3 am întâlnit tipul de slujitor al celorlalți, tipul de semănător al Evangheliei și constructor al templului lui Dumnezeu. Iar în capitolul 4, ispravnic al tainelor lui Dumnezeu, o priveliște pentru lume și un tată spiritual. Acest pasaj ne arată, deci, cum ar trebui să se raporteze credincioșii la Dumnezeu și la lucrătorii spirituali din mijlocul lor, cu mulțumire, cu respect, în ascultare și cu rugăciune. În biserică nu are ce să caute atitudinea lumească de înălțare a oamenilor sau a funcțiilor. Lucrătorul lui Dumnezeu seamănă cuvântul, zidește trupul, apără și hrănește turma, îngrijește familia bisericii și plătește prețul pentru asta. Sunt responsabilități mari și grele la acoperirea cărora tot trupul contribuie și care doar prin Domnul Iisus și prin puterea Duhului Sfânt pot fi împlinite.